Fiți atenți aici! Începem lecțiunea! Astăzi învățăm să spunem de salvare în toată lumea. Parcurgem toată cartea, de la Genesa la Apocalipsa. Să vă concentrați, de nimic să nu duceți lipsă. O regulă pentru sfinți, începem cu începutul. Iubește-L pe Domnul cu toată inima, mintea, sufletul. Teme-te de Domnul, slujește-L neîncetat. Dar cuvintele acestea să le trăiești cu adevărat. Spune! Îl iubesc pe Iisus. Îl iubesc pe Iisus. Da, îl iubesc. Îl iubesc pe Iisus. Pentru El trăiesc. Pe Iisus îl iubesc. Oare tu ce mai aștepți? Luați pixul și hârtia. Trebuie să notăm în războiul cu păcatul ce arme să purtăm. Avem ca lider pe apostoli, evangheliști, profeți, învățătorii și prorocii, de la ei să înveți. Credință și discernăm în minuni și profeții, înțelepciunea, vindecare, pe toate tu le știi. Aceste daruri ne sunt date pentru a lupta, dar n-au nicio valoare dacă tu nu poți cânta. Îl iubesc pe Iisus. Îl iubesc pe Iisus. Da, îl iubesc. Da, îl iubesc. Îl iubesc pe Iisus. El trăiesc. Pe Iisus îl iubesc. Oare tu ce mai aștepți? Singura cale de-a câștiga e doar cu Iisus de partea ta. E foarte clar, tu poți vedea că te va elibera. Iisus te va elibera. Îndepărta. Crede-n El și vei vedea. Cu Iisus vei câștiga. Îl iubesc pe Iisus. Îl iubesc pe Iisus. Da, îl iubesc. Da, îl iubesc. Îl iubesc pe Iisus. Îl iubesc pe Iisus. Pentru El trăiesc. Pentru El trăiesc. Pe Iisus îl iubesc. Oare tu ce mai aștepți? Pe Iisus îl iubesc. Îl iubesc pe Iisus. Îl iubesc pe Iisus. Îl iubim pe Iisus. Îl iubim pe Iisus. Îl iubești pe